Neața, deci din faveluța noastră din Busan. Așa, dacă cădem amândoi și faci pe și cădem pe vlog. Da. Mamă, deci a plouat azi noaptea, a spart în două, știți cum ploaie de la azi noaptea, cum de dimineață. Și acum... Stai că nu cafe camera pe aici. Da. Ia cum deschizi. Așa. Bă, stai. Mamă. Bă, dar măcar gândiți-vă, e jumate din... Cum se închide? Aaaa, leu! Băgam-i și piciorul în cuiertoare. 2-5-1, 2-5. Gata? Da. Gata, m-am închis. Așa. Continuând, aceasta este ultima zi a noastră în Busan. Și o să vizităm niște lucruri interesante, desigur, și azi. Doar că avem o mică problemă. Cum este ora 11? Și nu am mai găsit cazare la tot la... tot aici în favelă, pentru că treaba aia cu corenii, cu sărbătoarea națională și toate cazările cu două camere sunt 400-500 de euro pe seară. Pui filtru pe Airbnb, două camere, 500 de euro. Da. Și atunci ne-am luat la hotel pentru ultima noapte în Busan. Singura problemă este că check-in la 4 și acum 11. Deci, da. Frumos, trebuie să stăm iar pe drumuri. Azi avem noroc la o vreme superbă aici în Busan, exact cum place mie, 19 grade și ploaie. A venit Usu. Hai că am ajuns, se vede hotelul, da? Asta... nu ăsta cu Brix, ăla din spate. Ăla unde e GS25? Da, după. Avem magazinul la bază. Uite, frate, nu puteam să am și-o bine. Vremea asta, dar fred, dar fără ploaie, bă, adică să nu fie chiar multă ploaie. Dar așa să fie, bă, 17-18 grade, e plană. Da, mie îmi place și cu ploaie. Nu mă plâng. Doar cu are bună. Da, și ploaie, faină. Mere aici. Mamă, ce e aici. Hei. Hey. Reservation? Deci am bine rezervat, sunt pe pașaportul lui Mihai și mă uitam aici la prețuri la cazare, uitați. Noi avem single room, dacă nu mă înșel, 59.000. Nu mai știu exact cât e. Cât am plătit, cât ai plătit aici, mă? Deci e foarte ieftin, 45 de euro. Reservation number? Ah, fii atent că ne dă cancel aici, nu. Fii atent că Mihai a făcut rezervarea pe... un site de la lui de la Brașov, care nu e valid aici. Unde s-a putut mai ieftin, ce? Da. Here? Thank you. Ma, ce faci aici? Deci toată nu înțeleg chestia asta cu completatul, fișele. Ea are pe rezervare tot, boss. Deci are tot. Are tot ceea ce trebuie pe rezervare. Ea spune că să-și facă treaba ok. Nu există ceva care să lipsească de pe rezervare aia. Nume, adresă, tot. Ia vezi că te pune și pe tine. Your country name and telephone number. Crezi că ne lasă să faci check-in? Nu știu, da, e ciudat, că se caută din fața celor pe aici. Bă, ar fi culmea deja, când ne lasă să facem check-in, ar fi... la ora 11.32. Niciodată nu se face așa, adică la ăștia ne cereau 10 euro pe oră, frate, acolo la Flowy Costei. Uite mă, stai că caută... caută cheile. Să completăm o rețetă din asta. Da, iar foi, nu știu ce, deci... patron de hotelul din România, sper că voi nu mai cereți foi la oameni atât timp cât oamenii și-au făcut rezervările în aia și aveți nume și aveți totul despre ei. Deci eu nu înțeleg, de ce își cer chestia, frate? Ia te caută foi, fii ce, oare? Single non-smoking room, one night. Yes. A, dacă te scrie timpul, că n-am plătit. A, da, da, da. Așa e, da. Am uitat că nu e plătit, așa zi. Rezervările sunt pe foi, știi? Le-am printat de pe Booking. Da. Deci eu nu înțeleg asta, a printat rezervă de pe Booking, voi ești nebun la cap, așa... Da mă, a, da, da mă, da, plătește. Separate? Together, one. Și îți trimit eu. Da. Așa fac lui Mihai, plătește și zic eu că îi trimit eu, îi dau, îi fac schem. Stai să vedem cât costă. Ia, să vedem cât îți ia exact. Semnează 130.000 de... VND de ăștia. One. De one, da. Ia vezi cât e în lei, în euro. Why?
Oh, nu mai am bani pe card. Nu, nu, it's ok. Stai că trebuie să scot. Mihai nu mai are bani pe card asta, ca să vedeți cu cine călătoresc. I'm gonna pay, it's ok. One second, please. Eu am cardul blocat pe... Lasă-mă, am trimis-o de pe Revolut, pe așa. One second. Bă, dar unde îl pun aici? Ah, stați să vedeți acum. Că o să-mi scrie. A, trebuie să semnez. Am să-mi ajut la mișto. Și acum să zică prețul. Vă zic că așa cum e. Am 92 de euro. Deci 45 de persoană. Da, 45 de persoană. 45 de persoană pe zi, da. Și acum o să zic că aveți check-in-ul la ora 7. Nu. Nu, nu, nu. Și se self... Trebuie să îmi prind astea de bagaj, vă mâncați să... Uitați-vă și voi. Uite-ți plasele, da. Fishing nets. Da, frate. Doamne. Nu, 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 ok, yeah. Ok, no problem, okay. Sorry. Ok. Da, hai că nu ne-au lăsat să filmăm, s-au inflamat pe acolo. Da. E a doua oară când pățesc asta în Coreea. Da, deci bineînțeles, check-in-ul la ora 4. Așa că pierde timpul, ne vedem la cafeluță, chestii de astea. Noi că mergem la table. La table, exact. Ia vezi. Bă, înainte. În zidul ăsta. Ia, fiți atenți că aici am ajuns la o școală. Îndr-o spre cafenea. De asta avem și o grămadă de culori pe jos. Da. Ia uitați. Hai la școală, Cătă. Ia vezi. Se poate intra? E pe spucă. Ia că te ieși în școală. Mamă, ce școală au ăștia. Random exploring. Marfa arată școala, da. Poate ne pune ceva, dar nu cred. Enorm, frate, cred că e ceva sală de sport. Da, și aici au dita mai terenul, vezi, ce poți să alergi, dar da, cred că fac o grămadă de sport la școală. Da, 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 e teren de alergat, dar da. Nu văd porți, adică nu folosesc și pentru fotbal, sau probabil că au de alea mobile pe care văd. Nu știu, da, interesant, nu știu ce sport practică coreenii. Fotbal, mă, așa. Fotbal, da. Da, și azi mergem la cafenea 2D și ar trebui să fie undeva încolo. Dar cum se numește? Am ajuns pe strada Butterville. Butterville. Am ajuns Butterville. Cătălin zice că mai fost. Busan. Da, în Seul. În Busan. Ia uite, mă, suntem pe televizor. Da, bă, nu ne aduce la masă mâncarea ta. Nu, nu, eu trebuie să comandă să duc. Deci, ziceau. Vanila latte. Hot or? Hot. Oh, can we Apple Pay? Oh, no. No Apple Pay, ok. No. If you want, I'll do latte. Da, da, da. Mai scădă nimeni. Hai să vedem cum arată sus. Chiar. Scările lui Cătă. Da, da, avem muzică aici. Nu știu, sus nu era muzică, da. Nu-i deci, Cătă se luptă cu Airbnb-ul. Ce?
please deposit for something. Hai, deci trebuia să plătim niște chestii la Airbnb, să ne spele, în fine, o prostie. Pentru două persoane și cereau să plătești bedship-urile. Și faci, da, trebuie să plătești 7 euro. Da, mă, la plătești banii, să trăiți banii pe Airbnb. Nu, i-am zis să trăim banii la banca din Busan, vreau de ce la altă bancă. Să de cecul, de pui cecul la bancă. 7 euro la banca din Busan. Da, super. Și ții la cât te fac ăla. Mamă, i-am cu Mona Lisa. This stop is Hyundai. Hyundai. The doors are on your right. Please da, bă, frate, deci am luat metroul spre o plajă de aici din Busan și ne-am pus sunete de pe scăruși și în metrou. Foarte tare. Am ieșit de la metrou spre plajă, aici avem o pietonală. Hai că ajungem. Dar deci aceasta ar fi cea mai faimoasă plajă din Busan, potrivit Google. Nu știu ceva, Hyundai Beach. Ce este impresionant la plajă aceasta este view-ul pe care îl ai de pe plajă. Vezi aceste clădiri. Dar și am ajuns la Marea Japoniei, spoiler, o să traversăm această mare cu feribotul, videoclipul următor, spre Japonia. Deci aceasta ar fi cea mai faimoasă plajă din Coreea de Sud, deși are doar 1,5 km. Și aici se fac festivaluri, tot felul de chestii și e foarte turistică, cum vedeți, este full. Acum dăm o tură de coastline și admirăm priveliștea. Mă aveam undeva pe la 218 km până în Japonia. Da, merge pe tot coastline. Dar văd că se poate să ieșim înainte acolo, nu? Unde acolo? Nu știu, sau înainte acolo, da. Cred că sunt mai multe scări, dar e fain, da. Foarte șmecher pe aici. Dacă ce mai frig să fie 15 da. Era perfect, că totuși e cald. Băi, să mergem la farul ăla, nu? Sau... Hai până la farul. Da unde? Ce vrei să zici? Păi nu, vreau să nu ajung unde am fost eu data trecută, că de acolo știu că trebuie doar să urc. A, unde? Termina video din Busan. Da, am trecut. L-am lăsat pe Cătălin în spate, cu genunchiul, și o să merg eu singur până la Lighthouse, să vă arăt view-ul de acolo. Și am ajuns la Lighthouse, văd că nu mai funcționează. Și
și putem să vedem și cealaltă parte din Busan, partea sudică. Deci avem partea nordică, unde este plaja de pe care am venit, și hop, pe partea cealaltă avem podul. Dacă mai știți, am fost ieri pe cealaltă parte a podului, unde am găsit acel waterpark abandonat. Bă, cătă, bă, vezi că eu mă întorc prin parc, nu mai vin pe scări. Ciurc acolo sus și a trebuit să ne găsim. Da. Ne vedem acolo, la B101, că văd că aici e un drum de ăsta, level, știi? Nu mai sunt scări și eu nu mai vin pe scări. Bine, bă, pa! Pa! L-am găsit și pe Cătă. Ce faci, Cătă? Ți-ai odinit șalele? Ce? Ți-ai odinit șalele? Da, aici, da. Și am ajuns la Bay 101. Și asta e un fel de yacht club. Da, frate, e superb aici noaptea, știi cum se vede pe aici? Da. Aici ca fish and chips. Drăguț, drăguț. Bineînțeles că te-ai pierdut din nou. Da, frate, da, am pierdut cardul de metrou. Și aveam vreo 7000 pe. E al treilea. Hai că ai pierdut vreo 10 euro. Hai, 5 euro. Nu pot să plătesc cu cash un drum. Nu poți, de unde? Trebuie să-mi iau doar bilet, doar card, nu? Da. Păi tu mă, te-ai pierdut două? Nu, una, dar cealaltă nu cred că mai aveam nimic, nu mai avea nimic pe de cealaltă, nu. Am lăsat-o acolo la cazare, că nu mai foloseam. Hai că-și cumpără cătă al 1000-lea card de transport. Trebuie să-i zice aici la tipa asta. T-Mobile card? Yeah, no, T-Transport card. Am da. Ce tip de frumos a fost să fie puțin. This one. And I want to pay with card and I want to put 5,000 on it. Așa, da. Deci îl cumpere cu cardul și... Să vadă lumea, frate, asta cred că e cea mai frumoasă curentă pe care am văzut-o de când. Ia uite, mi-a băgat. Asta e mii, mi-a luat acum. 3000 cardul, da. A, credeam că e 6000 cardul. Bye. A găsit Cătălin cea mai frumoasă coreancă. Hai că poate nu-l pierzi și pe ăsta. Până la autobuz, măcar că după aia nu mă bazez. Până acolo, da. Exact. Unde? Uite acolo. Aici. A, asta. Gata, suntem la... Am venit la cazare. Finally. Cu check-in-ul. După 10 ore de metrou și transport în comun. Să vedem cum arată. Nu v-am arătat la mine niciun hotel până acum din Coreea de Sud, deci... Avem și breakfast aici. Avem. Wow. Cine sunt cele? Free breakfast, ia auzi. Da, mă, iată. Aflu. E perfect. Stăm la etajul 19 noi. Oh, să vedem cum arată camera, bine, și a mea arată la fel. Da, boss, arată cea mai superbă. Uite-te și tu. Hai, încă-s-i acolo, da. Nu cum să vezi, uite de cât de mare e. Uite-te cu frumos. Ce vrei, e perfectă. Da, mă, e mare, ia uite, bă, că avem și birou. Vezi că mai stat la Toyoko Inn. Da, mai mic. Da, și este un veste așa, un lans de buget, cum a devenit. Costă 45 de dolari o cameră. Da, cred că dacă nu e în weekend, că la noi acum weekend, cred că găsim mai ieftin. Da, 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 că e de buget, exact, și au camere mici, dar asta e mult mai mare decât cea în care am stat în Toyoko Inn în Seul eu, anul trecut. Era mai mare.
Mult mai mică, da, deci asta chiar e foarte, foarte faină, foarte faină. Asta și pentru două persoane, n-ai nicio problemă, dacă ești cu iubita sau ceva. Da, 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 și că cameră single, single, dar făcăi trai patul. Da, știi ce se întâmplă? Mm. Dacă vii cu altcineva, plătești dublu. Păi trebuie să-l ascunzi pe afară și după aia... Să vină la sensul, da. Da, și după aia. Ia, deschidem și mie ușa că am bagaje, nu? Da. Lăsăm pe Cătălină, că asta e cum descurc eu. Așa. Lăsăm la tine, presupun că e la fel. Da. Da. Pa, Cătă. Pa. Hai acum intrăm la mine. Așa. Da, exact cum am luat Cătă. Cătă e vecin, ne și eu de Cătă! Da, foarte drăguță. Ia să-mi și baia. Da. Da, da, da. Fain. Stai să aprind becul. Da, da, da. Faină și baia. Foarte curat. Ia uite, toalea din aceasta cu bideu, deci e foarte curat. A, și ce nu v-am arătat este view-ul. Și ia uitați. Mamă, ce view avem, cât de tare la tot Busanul. Mamă, cât de fain e. Cât de fain e. Pentru un hotel de buget să ai așa view. Frumos. La pod. Acolo. La favelele în care am fost. Foarte fain. Și acolo e stația de tren în față. Și acolo e terminalul de ferii. În stânga, puțin. Deci, frate, am dat și o pizza pe Google Maps și am venit la primul restaurant. Și uitați, bă, ce coadă e, nu-mi vine să cred. Fix acum, când vreau și să mănânc ceva pizza, toți coreenii s-au decis să vină la pizza și ei. Și nu poți să intri în restaurant. Zii și tu. Bă, frate, ce scrie pizza și deja nu mai poți să mergi. Ce au nebunit ăștia cu pizza. Doamne. Noi acum suntem cazați în zona centrală și aici este Busan Tower, deci se explică aglomerația. Da, nu știu, așa de spectaculos turnul. Precum cel din Tokyo. Mă știi ce ar fi, ceva restaurant italian, dar bănesc că este închis, nu văd nimic. Da. Haideți să vedeți activitatea coreenilor la muncă. Ia uitați, acest domn se joacă, cred că tot a doi, acolo. Care are acest market de fructe. Ia să vedem ce vinde dealerul BMW, deci din Busan, văd că au numai SUV-uri. Și avem aici un i4M. Probabil pachete. Înainte să încheiem acest daily, avem un task foarte important de rezolvat. A venit vlogul, Cătă. A venit vlogul. Nu. Ce faci, mă? Era la telefon și mă uitam pe Facebook. Stai așa. Cu Gherase, mă. Ce faci, mă? Că toată ziua vorbesc cu Gherase. Ce pus la telefon cu Gherase, așa face, așa zice omul ăsta, ci că... Ieșeam, eu mă duceam la filme. Ia uitați cum face Cătălin Londri pe aici prin... Londri. Da. Eu mă duceam la filme. Ieșeam. Bă, tu așa mergi prin... Da, mă, așa este. Ia că se uită la... Se uită tot hotelul la Cătălin. Doar astea în două. Nu mă, deci fii atent, jos e spălător, sus e... Da, mă, deci ăsta vănesc că e liver. Da. Și l-a folosit omul ăsta și sus e dryer-ul. Și acolo... Păi nu, bagă tu mai întâi, că dacă te ești așa, bagă după, știi? Să vedem cum e tot procesul și eu... Da, prioritatea de vârstă. Ia, fii atent că și-a băgat ăstea Cătă. Bă, fii atent, deci trebuie să-ți iei... Detergent de la ăsta. Da, 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 îți dau eu. Plătesc eu. Deci, ăsta e detergent, 500 de uani. Așa, să dăm o dată. Hai, mă. Cardobie level. Aoleu, fii atent, că se întâmplă chestii pe aici. Ia uite, ți-l livrează. Mă, e schema asta. Un detergent. Până la 2? Ba da, dar trebuie să fac din nou, 45. Să vedem, și las card acolo. Ia zic, atât, care-i treaba? Așa, păi acolo sus, nu? Nu, aici. Nu, da, acolo, aici, da, mă rog, aici, da.
Da, stai să îți bag 2000 de euro sau cred că mai întâi selectezi? Mai întâi selectezi. Bagă bani, 2000. Așa. Una. Două. 2000 de euro. Așa. Și aici am pus ce vreau standard. De 38 de minute. Oh, e ceva. Shit. Oh, sună eroare. Da, mă, deci în caz că vă întrebați cum se călătorește toată lumea cu un carry-on, în cazul cătării mai diferit, dar cu foarte puțin haine. Pentru că e foarte ușor să speli. Avem aici un Fanta cu ananas. Foarte bun. Până când așteptăm aici la coadă. Deci uitați-vă, frate, ce am pățit. L-am trimis pe Cătălin să stea la coadă la lift. Băi, ce coadă e la lift? Deci și pe Cătălin, super cald. Să vedeți ce schimbă facem aici pe scara de incendiu, că este full coadă la lift. Liftul impar. Și noi avem la impar. Și la locul impar s-a făcut schimb. S-a făcut. Da, și gata cu acest video. Da. Mâine urmează highlight-ul călătoriei noastre, urmează să traversăm în Japonia cu feribotul. O să fie extrem de interesant, sper că totul o să meargă ok, că chiar trebuie să ajungem în Japonia, să fie nicio problemă. Eu n-am mai fost niciodată cu feribotul dintr-o țară în alta, deci o să fie o experiență unică pentru mine. Și da, nu vreți să ratați videoclipul de mâine seară de la 8. Pa, pa!